Noroc! Noroc! Localnicii și-au pregătit straele de sărbătoare ca să-și întâmpine oaspetele de seamă. Ducele de Kent a vizitat biserica, muzeul de icoane pe sticlă, dar și atelierul de fierărie, unde a învățat câte ceva din arta potcovăriei. Typical Romanian church was orthodox all the time, because here at the end of the 70s, beginning of... Ducele de Kent a fost însoțit de Jessica Luke Douglas, apropiată a casei regale a Marii Britanii și președinte al fundației Mihai Eminescu Trust. Membrul casei regale a onorat invitația fundației din Transilvania, care încearcă revigorarea tradițiilor din mărginimea Sibiului. It's a great pleasure to be here and I've much enjoyed seeing your church and museum. Thank you all very much. Thank you. Prințul a poposit și în câteva case vechi, de unde a plecat cu câte un cadou din partea sătenilor, fie bucate românești, fie icoane vechi pictate pe sticlă. Yeah, o să vă exemplific acest lucru. I will give you an example. I will show you. Aici la Sfântul Ioan i-au pus vestă, ca și în Bucovina. Chiar dacă prințul a fost întâmpinat de zeci de oameni din sat, nu toți au știut cine este și pentru ce vine. Chiar nu știu numele exact. De Kent, îți spune ceva? Da. Ceva despre el? Chiar nu foarte mult. Pentru mine o zi ca oricare. Cum așa? Tocmai vine o persoană destul de importantă. Dacă știam și eu, veneam și cântam cu fieră, era ca o sărbătoare. Cântam că vine cu filmările de la București. Pentru cine vin filmările la București? Pentru cine, băi, pot să spun chiar exact pentru cine, pentru... statul nostru, el și pentru muzeu, nu? Prințul Eduard s-a născut în 9 octombrie 1935 și este membru al familiei regale britanice. Prințul a petrecut la Sibiu câteva ore și a plecat deja înapoi spre Marea Britanie.